Întrebări, întrebările așa, învață-te să fii incisiv. Da. Cordul merge. Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară, în ediție specială. Alături de mine se află domnul deputat Ioan Balan, vicepreședinte PNL pe regiunea Nord-Est. Încă o chestiune, ați spus de echipă, pentru că trebuie să fie o viziune la nivelul unei echipe, în administrație și în politică. Există lume, trebuie să o recunoaștem, trebuie să, cel puțin eu, vă transmit clar, că sunt întrebări în spațiul public, da? Siguranță. Și neapărat, ce mai face tripleta care de succes în administrație și politică, da? PD, PLD, mai ales PNL, adică mai ales PDL și PNL. Președinte Flutur, deputatul Balan și primarul Ion Lungu. Există astăzi această echipă sau dacă există, dacă funcționează, mai bine spus? Cu siguranță că și există și funcționează. Examenul existenței și al durabilității acestei echipe s-a dat atunci când eu m-am retras din candidatura la primăria municipiului Suceava și l-am susținut în continuare pe primarul în funcție Ioan Lungu pentru un nou mandat. Lucrul acesta a fost făcut la vedere și am făcut campanie alături de primarul Ion Lungu. Am avut acele discuții, ca să spunem, de început, unde parte din program nu putea să-l preia cu totul, parte din programul meu l-a preluat și primarul Ion Lungu. Din păcate, aș putea să spun aici, dacă vorbim de administrație, parcă nu avem curajul să ducem lucrurile până la capăt. Cred că este... Anume. Este extrem de important atunci când abordez un subiect să-l abordez cap-coadă. Că dacă ai o viziune asupra unui lucru și îți propui ca acel lucru să se întâmple, să-l faci, să-l duci la capăt, trebuie să o faci. Dacă o faci pe jumătate, oamenii nu o să înțeleagă niciodată ce ai vrut tu și cum ai fi vrut să arate acel lucru. Și vă spun o chestiune din viața reală. Te duci cu mașina la vopsit, îți lovești o aripă, o portieră și te duci la vopsit. Și nu te lasă niciodată tenichigiu să te uiți. Eu, mai cunoscându-i, am intrat să văd ce îmi face. Și când am văzut cum o desface, mi-o bocănește, mi-o așa și uns-o cu tot felul de soluții pe acolo, părea că niciodată nu o să mai fie în regulă. Și mi-am spus omul respectiv, meseriașul, și domnule, de-aia nu îi lăsăm pe beneficiari să vină să vadă procedură. Pentru că ei vor rămâne în cap cu mașina desfăcută, cu toate lucrurile astea. Și dacă dumneavoastră o aduceți stricată și o vedeți impecabil făcută, aveți imaginea unui lucru bine făcut. Ori asta spun și în administrație. Da. Dacă iei un lucru și îți propui să-l faci într-un anume fel și îl duci de la cap la coadă, cred că e foarte în regulă, dar trebuie și un pic de curaj. De ce spunem curaj? Atunci când vrei să schimbi ceva, inevitabil întâlnești și oarecare rezistență. Rezistență din partea unor oameni care s-au învățat într-un anume fel și parcă le schimbi feng shui-ul, ca să le spun așa, un boschet în fața blocului care l-are de 10 ani, îi se pare că e de bon ton și ăla trebuie să rămână definitiv. Da. Eu cred că... Cât freamăt a fost legat de parcările din centru, de parcul central, da? Ce am avut înainte? Boscheții, cum tot ați spus dumneavoastră. Erau oameni care erau obișnuiți cu boscheții aia. Ca să nu mai vorbim ce mirosuri. Eu am fost adeptul întotdeauna, așa cum ați spus și dumneavoastră, al lucrurilor pe care le-am demonstrat. Atunci când am candidat, când mi-am propus candidez la primărie, de acum istorie, putem vorbi despre lucrul acesta, am auzit foarte mulți cărcotași vorbind despre clădirea grădiniței, care fusese grădiniță cu ani în urmă, clădire... Știm cu toții istoric cu ei. Se discuta de acum... Atunci când am luat-o noi în folosință, în folosință pentru Partidul Democrat Liberal și în chirie, aproape că era de nefolosit. Se discuta era chiar evacuarea copiilor. Nu, dar nu aveam nicio șansă. Vă spun realitățile care sunt. Au mai funcționat câțiva ani în niște condiții. Eu nu cred că dumneavoastră vreodată v-ați fi lăsat copilul acolo. Să știți, clădirea respectivă are un subsol, mai bine spus un demisol. Demisol care este sub cota de canalizare cu vreo 15 cm.
când ploua foarte tare, în zona în care copiii își luau masă, adică la demisol, subsolul respectiv, apa ajungea la un metru, un metru jumătate. Dacă ar fi fost apă de ploaie, mai înțelegeam. Dar era toată apa care venea și din canalizările aferente. Nu vreți să știți cam cum mirosea și cam ce dezastru era la subsol clădirea. Apa de la subsol se infiltra la parter, parter care era din lemn, pe niște grinzi de cale ferată, și care dezvolta o ciupercă sub parchet, între parchet și lemn putred fiind, din aburul care se ridica din apă, o ciupercă care aproape că nu puteai să stai mai mult de jumătate de oră în acea clădire. Ori pariul meu care a fost? Tot timpul am fost omul care am vrut să dau un exemplu mic și să spun, credeți-mă că dacă pot să fac mic, pot să fac și mare. Și atunci am luat o clădire care era pe punctul de a se aproape dărâma. Am redat-o circuitului, chiar dacă este la o și partidele sunt instituții de interes public, și astăzi avem acolo sediul partidului, care cândva poate fi transformată în orice. Noi stăm închirie acolo. Da. Vedeți că zona este așa cum este. Mai auzeam pe cineva că sunt trandafiri doar în fața PDL-ului. Da, sunt acei trandafiri că noi i-am cumpărat, noi i-am pus încă de vreo 3-4 ori că au fost smulși, furați și așa mai departe. Exemplu pe care, și revin la început, un exemplu pe care trebuie să-l dai și care să-l extrapolezi la nivel de oraș, eu cred că ar fi trebuit să fac, așa ar fi trebuit să fac eu, înainte de a se apuca de să scoată tot gardul viu din tot orașul, cred că ar fi trebuit zona de la Policlinic, pe care toți o recunosc ca fiind acum o zonă deschisă, știți ce boschetăreală era în fața Policlinicii și cum arată astăzi. Ei, toată treaba aia ar fi trebuit să aibă, să se închidă rotund, ea acolo era o gândire. Nu s-a închis rotund. Neînchizându-se rotund, se vede la jumătate. Adică mai vedem chitul pe aripă, mai vedem că mai trebuie dat cu ciocanul undeva și oamenii de asta au oarecare neîncredere. Da. Și am și discutat cu primarul lung. Când preiei un obiectiv, ia-l de la cap, du-l până la coadă cu orice sacrificiu. Da. Pentru că trebuie să cunoașteți și mă opresc aici, așa cum am spus, sunt acele rețineri, sunt acele respingeri pe care le întâlnești, dar trebuie să treci peste ele. Trăim în Suceava, Suceava e noastră, fiecăruia dintre noi în aceeași măsură și fiecare dintre noi suntem răspunzători de cum arată Suceava. Bun. Revenim la politică, se discută despre europarlamentare, se discută, iată, deja foarte clar și despre alegerile din 2020, dar pentru că l-ați menționat, a apărut un nou partid pro-România cu domnul Nechifor. Dar nu l-am menționat deloc. L-ați menționat că era vorba de aeroport, pe domnul Cătălin. L-am menționat pe domnul Nechifor. Da, protagonistul zilei de ieri. Da. Da, de înălțare, vă dați seama că își propun așa. Cum simțiți? Eu n-am simțit că Cătălin Nichifor s-a înălțat la pro-România de la PSD. Da. Acum nu comentez, nu știu ce rațiune au stat la baza deciziei colegului Cătălin Nichifor să treacă de la un partid la altul, nu știu și nici nu vreau să comentez. Un lucru care îl spun din propria experiență, e greu să înțelegi cum atunci când pentru o bună perioadă de timp ai fost președinte în un partid, de, nu știu, rațiuni, trebuie să le explici ce rațiuni te duci la un partid de nu știu câte ori mai mic decât partidul pe care l-ai condus tu. Da. Habar n-am. Cu siguranță Cătălin Nichifor va fi în măsură să vă explice lucrurile astea. Pentru mine este de neînțeles. Ideea e că asta a încercat să împartă iarăși anumite investiții. Cu dumneavoastră. Să le împartă? Păi da. Aeroportul, spitalul. Bun. Am înțeles. Acum ați prins. El vrea să plece cu zestre de imagine administrativă de la PSD. Nu-i dreptul domnii sale. Eu v-am spus și vă spun în continuare. Proiectul spital e un proiect marca PDL. Da. Dezvoltare adevărată, spitalul județean a cunoscut odată cu venirea la conducerea lui Vasile Râmbu și implicarea lui Gheorghe Flutur în calitate de președinte Consiliului Județean, implicarea, bineînțeles, cu instituția Consiliului Județean de la acea vreme, trebuie să recunoaștem că în acel moment aveam și guvernare
PDL, avem și majoritate în Consiliul Județean și avem și un secretar de stat, pe dr. Irimia, care s-a implicat extraordinar de mult, un om care, în afară de faptul că a fost un medic de excepție căruia îi port un respect extraordinar, a fost și acel om de administrație, dacă vorbim de perioada în care a fost în guvern, care a ajutat extraordinar de mult Suceava. Deci vorbim despre, haideți să o luăm cu începutul, la Spitalul Județean, dacă o să luați 2007, și o să, acum e foarte ușor de făcut exercițiile astea, intrăm pe Google, băgăm câteva și imagine, date și găsim informațiile de care avem nevoie. O să vedeți că era un proiect la Consiliul Județean pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar și anume un spațiu comercial în curtea spital. Principalul care a sărit în sus, dacă vă amintiți la acea vreme, eram eu și președintele Gheorghe Flutur. Da. Ne-am bătut foarte tare la acea vreme și norocul nostru a făcut că am câștigat în 2008 Consiliul Județean și majoritatea în Consiliul Județean și acel proiect nu și-a mai găsit locul acolo. Dacă vă amintiți și în perioada noastră, că așa cum v-am obișnuit, vreau să fiu corect până la capăt, s-au găsit destul de mulți isteți care să mai facă și ei ceva proiecte. Dacă a văzut că e frige în curtea spitalului județean să te atingi de terenul de acolo în sensul dezvoltării unui alt proiect decât proiect medical, s-au gândit că spitalul vechi, care e un spital de prestigiu pentru noi, poate fi dărâmat și acolo se poate construi cândva ceva. Da. Și de ce nu blocuri pentru doctori? Că doctorii ar fi venit și stăteau la poartă de la Drăgușeni în mașini și așteptau să le oferim noi spații de cazare, că altfel ar fi avut tot un deplinit să vină la Suceava. Era o găselniță să dezvoltăm și acolo zona în sensul altul decât cel medical. Da, erau bătălia niște oameni lacomi. Bătălia a fost mare, s-a refăcut clădirea spitalului vechi și uite, astăzi avem spitalul vechi. Unii spun că zice, da, domnule, dar vezi că în curtea spitalului vechi să mai construi. Da, dar să construiești tot o unitate astea medicală. Exact. Păi, despre pe ce asta că n-am înțeles, da. Multă lume la vremea respectivă n-a înțeles. Ce-i trebuie ta 2-3 hectare de parc? Pentru ce? Bolnavul chiar se plimbă pe acolo? Nu, bolnavul stă în salon și așa mai departe. Dar iată că s-a găsit. Avem așa a fost la vremea respectivă, cam asta. Domnule, mare noi am lăsat pe ceilalți să construiască, o să construim noi magazine și așa mai departe. Adică s-a demonstrat că până la urma urmei, de fapt s-a demonstrat. Cred că nici n-ați dorit la vremea respectivă să se demonstreze ceva. Acum iarăși vreau să fiu corect, Cătălin Nechifor a dus mai departe acest proiect, nu putea să-l blocheze, nu putea să-l stopeze. Și nu știu cât este sincer meritul lui Cătălin Chifor în proiectul acesta, dar un merit deosebit l-a avut și l-are în continuare Vasile Râmbu, care eu îl cunosc de foarte, foarte mulți ani și genul de om care ne asemănăm cumva. Atunci când ia un lucru, îl vede până și îl duce până la final. Și dacă vrei să-l grăbești puțin și să așa, nici nu merge, nu? Nu merge. Dar să-l încăpățânezi mai tare, poți să-l atingi, să-l ciupești ca să-l încăpățânezi. E suficient de încăpățânat Vasile Râmbu ca să fie motivat să-și ducă un proiect până la capăt. Uitați-vă cum arată astăzi Spitalul Suceava. Poate unii din noi am uitat când mergeam la urgențe și aveam o mică problemă de urgență. Eu mi-amintesc perfect cum cădea tavanul, efectiv se cojea tavanul și cădea și în afară de o sticluță de iod și de apă oxigenată, n-avem nimic acolo și cu fașa în buzunar trebuie să... Uitați-vă cum arată asta. Da. Orice coleg de-al nostru care vine din țară, aproape că ne simțim mândri să-l ducem și prin zona spitalului să vadă cum arată. Da. Bun. Tot ce s-a făcut, evident, să nu ai nevoie, nu înseamnă că, într-adevăr, pacientul este imediat însănătoșit, dar confortul psihic contează foarte tare. Cum e? Intri într-o băgăună sau în... Hai să fim corecți iarăși și tot fac referire la lucrul acesta. Noi ca oameni de administrație, ca oameni politici ne-am făcut treaba. Am creat cadru. Da. Acum depinde și de medici, depinde și de asistente, și de infirmiere. De toți depinde cât de bine e dus la îndeplinire actul medical. Noi am creat condițiile, spații, instrumentare, salarizări. Uitați-vă că astăzi nu ne mai putem plânge că avem medici care își doresc foarte tare să plece în străinătate. Domnule deputat, n-aș dori să insistați foarte mult, pentru că vreau să mai discutăm despre europarlamentare, despre
alegerile locale. De când nu ne-am întâlnit, ați făcut foarte multe interpelări la mai multe ministere. Deci, efectiv, au fost bombardate. Pe mine m-ar interesa dacă ați fost mulțumit de răspunsuri, dacă, adică răspunsul e aproape clar, ați urnit niște chestiuni din loc cu acest. Pentru că, într-adevăr, asta este singura armă a unui parlamentar aflat în opoziție. Din păcate, deocamdată. Unele da, unele nu. Mai mult nu decât da. Răspunsurile în general sunt răspunsuri politicianiste și mai puțin adevărate, ca să spunem. Bun, și întrebarea realități. A fost adevărată? A fost politicianistă întrebarea? Nu, întrebarea era exact la obiect. Asta da. Vă spuneam. Dar în fiecare minister, nu stă ministrul să răspundă la multitudine de interpelări făcute de către parlamentari, senatori, deputați. Și au un consilier, au câțiva oameni care se ocupă efectiv de lucrurile acestea și de cele mai multe ori doar le se aduce așa pe diagonal la cunoștință despre ce-i vorba, semnează și le transmit mai departe. Pe de altă parte am primit și informații care chiar aveam nevoie să le cunoaștem, dar nu care nu ne-au mulțumit, ca să spunem, ca răspuns. Vorbim despre șoseaua de centură, dacă n-am făcut nu știu câte interpelări, declarații politice și rezultatul vedeți și astăzi. Vorbim despre 15% sau mai puțin de 15% care ar trebui făcut. Dăm vina pe faptul că nu știu ce firmă, nu știu unde a plecat, s-a desințat și așa mai departe. Hai să fim serioși. Dacă și-ar fi dorit cu adevărat PSD în mandatul 2012-2016, dacă ar fi avut aceeași abordare care a avut-o Gheorghe Fluturi vis-a-vis de acest proiect, care nu este un proiect al Consiliului Județean, au pe foarte mulți oameni da. Care spun a promis Gheorghe Fluturi că va face șoseaua de centură. Gheorghe Fluturi a spus așa, am nevoie să ne votați la Parlament, să facem un guvern care să ne sprijine Suceava, ca să terminăm șoseaua de centură și alte proiecte pe care le-a adus la cunoștință. Gheorghe Fluturi astăzi are nevoie de resurse financiare pentru Consiliul Județean, pentru funcționarea Consiliului Județean, pentru dezvoltare, rămânând destul de puțin bani. Dacă vă uitați, din 2012 până astăzi, guvernele socialiste care s-au succedat la conducerea țării, au făcut orice în afară de a aloca bani pentru investiții. Vorbim acum despre 2018, vedeți, spune Verica Vasilica Dăncilă că va fi un an al investițiilor. Să mă ierte Dumnezeu, suntem la jumate verii, nu avem niciun proiect care să vedem că e în licitație. Ministrul Tudorov zice din august, după semestrul întâi. Da, eu am mai văzut și șmecheria asta când la sfârșit de an echilibrează prin acele alocări de final de an pentru 2-3 zile a unor sume destul de mari de bani care la 1 ianuarie ajung înapoi la guvern. Dar noi statistic stăm bine. De fapt, nici nu pleacă. Pe cetățean, eu ce spun acum, prea puțin interesează. Pe cetățean știți ce-l interesează? Că atunci când vrea să treacă pe în Suceava și n-are treabă în Suceava, să poată să o ocolească. Da, asta îl interesează. Faptul că nu poate ocoli, înjură. Ne înjură poate și pe noi, considerând că n-am făcut suficient să o terminăm la timp, deși fizic nu s-a putut, dacă Gheorghe Fluturi ar mai fi rămas un mandat la Consiliul Județean, cu siguranță s-ar fi terminat. Dar uitați-vă ce vă spuneam în cursul acestei seri, și anume că fiecare conducere vine cu alte priorități. Păi când a fost guvernarea aceasta tehnocrată, amintiți-vă ministrul transport de atunci, a venit la Suceava și a spus să-l preluăm noi și imediat îi dăm drumul. Au venit Corina Crețu și a spus, vă dăm noi bani după aceea și facem treaba. Măcar a dat. După aceea a venit Compania Națională de Investiții, care a spus că se ocupă și uite așa, nici nu mai știu cine se ocupă. Nu i-a văzut nimeni bani. Dar astăzi suntem în situația în care lucrările se degradează, nu sunt conservate, multe lucruri s-au distrus din cele care s-au făcut și nu avem un termen la care să tragem pe cineva de mână că nu s-a îndeplinit. Termenele sunt, nu le mai discutăm. Europarlamentarele sunt, se anunță tentative de poziționare, se aruncă pe piață tot felul de zvonuri, doar poate mai transpire ceva despre ce se întâmplă, cum gândesc liderii politici să atace aceste alegeri,
de anul viitor pentru parlamentare. Se discută despre domnul Lungu în ultima vreme, s-a discutat despre domnul Harșovski, despre domnul Flutur, pentru că, mă rog, sunt date câteva exemple din Ardeal, da, domnul Bolojan și așa mai departe. Care e, de fapt, realitatea? Sau cât puteți să spuneți dumneavoastră din realitate? Ce avem astăzi stabilit, dar nu trecut prin forurile partidului, este următorul raționament. Și anume, fiecare regiune din țară, 8 la număr, vor face un clasament pe regiune și vor desemna un candidat. Avem 8 regiuni. Se va stabili un clasament al ponderii al ponderii electorale, să spunem, al rezultatelor electorale și de la locale și parlamentare, se va face un clasament. Noi în interiorul regiunii pe de parte și pe de altă parte un clasament al regiunilor la nivel național. Da. Și de la 1 la 8 se va stabili o listă cu o ierarhie pe listă. Suceava în regiunea nord-est din cele 6 județe se poziționează pe primul loc, regiunea nord-est prin oricum în primele 5 regiuni din țară. Deci, sunt invidii în interior și în exteriorul regiunilor față de Suceava? Cu siguranță că sunt, dar principiul acesta al meritocrației oprește orice fel de discuție complementară. Nu sunt în măsură astăzi să vă dau nume clare. Eu cred că numele cel mai rezonant, să spunem așa, și care nu ar fi pus niciun fel de problemă, nici județean, nici regional, nici național, ar fi fost cel al lui Gheorghe Flutur. Am avut discuții mai multe cu domnia sa. Sub nicio formă nu dorește să candideze, dorește să-și ducă mandatul de președinte de Consiliul Județean în continuare, vrea să formeze o echipă pentru 2020 la Consiliul Județean și dacă obținem majoritate în Consiliul Județean să ocupe poziția de președinte al Consiliului Județean Suceava. Acum se pleiază domnia sa pe ceea ce a spus dumneavoastră înainte, da? Dacă tot ai un proiect, ai pornit, vrei să-l finalizezi. Nu? Da. Probabil că aici e și ideea dumneavoastră sale de a rămâne. Unii dintre colegi văd candidatura aceasta la, și poziția de europarlamentar printr-o prismă personală, financiară, care știm cu toții nu e de neglijat. Eu cred că aici la Suceava suntem un pic mai diferiți în sensul că noi am realizat performanță, știm să ne valorificăm între noi și știm ce e mai important, știm să ne menținem echipa care a dovedit că poate câștiga în continuare. Da, Lucian Hașovchi este unul dintre colegii care și-au manifestat intenția de a candida. Nu știu să vă spun astăzi cu siguranță dacă Ion Lungu vrea să candideze, dar există așa o deschidere a primarilor care se află astăzi la mai multe mandate și care au o poziție în partid destul de solidă, să încheie cumva cariera politică printr-un mandat la Parlamentul European. Acum plec de la coadă spre cap. Nu cred că este un coleg de-al nostru care n-ar vrea să candideze. Uite, eu sunt unul din cei care n-aș candida. Deci explicați? În partid am avut discuții așa, cum ați spus-o și dumneavoastră, Gheorghe Flutur, primul întrebat, nu candidează, Ioan Bălan, al doilea întrebat, nu candidează. Al treilea, Ion Lungu, n-a răspuns încă, se mai gândește, se sfătuiește cu familia, cu prieteni, eu știu cu cine se sfătuiește domnia sa și nu exclude o candidatură. Dar nici nu a arătat o disponibilitate totală. Spus puțin că, domnule, încă mai are proiecte și la primărie pe care ar vrea să le ducă la capăt. E greu să se desprindă de proiectul acesta primăriei. Argumentul lui ăsta a fost. Dar știți cum sunt oamenii. Există probabilitatea ca și Ion Lungu să candideze. Da. Pot fi și două candidaturi din Suceava. Cu siguranță nu pot fi amândouă eligibile.
o candidatură Suceava va avea eligibil. Deci dacă Ion Lungu vrea să candideze, cu siguranță va avea șanse mari. Da. La alegerile din 2020 vă mai gândiți? Eu am spus atunci când am candidat... Personal și, dacă vreți, discuta și partidul, cum vede. Deci, în echipa, mă veți regăsi în echipa Partidului Național Liberal atât timp cât voi face politic. Astăzi nu sunt în măsură să vă confirm sub nicio formă. Dacă m-ați întrebat personal, v-aș spune că sub nicio formă nu mai mă gândesc să candidez. Dar acum în politică, oricând apare câte un lucru neprevăzut, nu pot să spun niciodată. Da. Dar avem o resursă de partid capabilă să candidez în 2020 la primăria municipiului Suceava și chiar să câștigi, nu numai să candideze. Eu chiar cred că Suceava nu este pregătită pentru o administrație de stânga. Pentru că, mă rog, pe timpul fuziunii se discuta de anumite blaturi între PNL, știți cum fuzionat e greu de spus, cu PSD. Da. Mai există PNL, asemenea? În Suceava, PNL a funcționat 4 ani de zile într-o colaborare cu PSD. Colaborare în toate structurile statului, între consilieri locali, consilieri de țin și așa mai departe. Niște legături. Nu se mai punea problema de un clivaj foarte mare între PNL și PSD. Rău pentru PSD, ca să spunem, nu era PNL, era PDL. Ori prin fuziunea PDL-PNL, parte din colegii din PDL tot timpul au suspicionat o apropiere a unor colegi peneliști de către lideri PSD. Ori cred că cu ultimele acțiuni din viața publică lucrul acesta a fost pulberat. Percepția aceasta. Da. Domnule deputat, din interpretările dumneavoastră se naște o concluzie generală, oricum, dar acolo, că România în general este subdezvoltată, în particular Bucovina este în continuare în beznă. Cu un an în urmă, și citez, ați declarat, Suceava poate deveni capitala economică a Moldovei. Mai e posibil? Cu siguranță că e posibil, dar pentru aceasta trebuie îndeplinite câteva lucruri. Pe de parte trebuie să fie dorință să se întâmple lucrul acesta și mă refer nu dorință neapărat județeană locală, ci dorință guvernamentală. Uh-huh. Acum, acolo e problema. Acolo e problema. Și uitați-vă că toate resursele sunt direcționate către Iași. Nu spun că Iașul, județul Iași nu merită poziția pe care o are. Hai să fim serioși. Eu fiind sucevean, îmi doresc cât mai mult să se dezvolte Suceava. Și am dovedit-o atunci când am susținut proiectul acesta mare, aeroport. Ori vrem, nu vrem, competiția în regiunea de nord este între Iași și Suceava sau între Suceava și Iași. Da. Trebuie să recunoaștem că Iașiul ne-a luat înainte cu dezvoltarea aeroportului, deși au început proiectul după noi, avându-l ministru pe FNQ-ul la transporturi și fiind din Iași, au direcționat toate fondurile acolo și banii au mai și pus pedică la Suceava, ca să nu spunem altfel. În condițiile în care PSD-ul era la guvernare, da? Asta spuneam. Erau colegi, deci, da. Ceea ce facem noi mâine e un prim pas pentru deschiderea posibilității de dezvoltare a județului Suceava, și anume protestul acesta civic vis-a-vis de construcția autostrăzii, legarea Siretului de Portul Constanța, de Giurgiu și de șoseaua care se lege Iașu, Târgu Mureș, Ardeal Vest. Și așa mai departe. Da. Eu vă mulțumesc că ați încheiat așa de rotund cu acest protest care se anunță pentru, până la urma urmei, da, un lucru bun pentru dezvoltarea Moldovei integral și a Bucovinei. Vă mulțumesc pentru participare. Eu vă mulțumesc. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu știrile Bucovina TV. Numai bine!